Această vară atipică aduce mari probleme pentru animale, avertizează veterinarii. Doctorul Viorica Fiurciu atrage atenția că riscurile de îmbolnăvire a animalelor sunt foarte mari în această perioadă, iar pierderile economice ale fermierilor pot fi uriașe. Umiditatea crescută cu care ne-am confruntat în ultima perioadă este un factor important care acționează asupra sănătății animalelor și în special asupra producțiilor acestora. Pot să apară diferite afecțiuni și aș aminti afecțiunile digestive manifestate prin colici, diaree, meteorism acut la rumegătoare, cauzate de consumul plantelor verzi cu umiditate sau crescute luxuriant. În plus, atunci când umiditatea este asociată cu alte fenomene meteorologice, cum ar fi vânturile puternice sau grindina însoțită de scăderea temperaturii, pot apărea multiple boli la animale, precum afecțiunile pulmonare sau mamitele la vaci. De asemenea, umiditatea crescută creează condiții favorabile pentru dezvoltarea unor paraziți, precum și a gazdelor intermediare ale acestor paraziți, cum sunt râmele, melcii sau gândacii. Odată ingerate de către animal împreună cu iarba, aceste gazde intermediare îl pot îmbolnăvi. În această perioadă trebuie să avem în vedere o deparasitare suplimentară a animalelor și de asemenea recomand ca și crescătorii de animale să nu scoată animalele la păscut pe timpul ploii și nici să nu pase pe iarbă umedă. Un alt pericol major atât pentru animale cât și pentru om este riscul apariției antraxului. Prin urmare, atenție la animalele nevaccinate care pot intra în contact cu sporii de antrax, antrenați de către ploile abundente din ultima perioadă. Din păcate, în cazul antraxului nu există un tratament eficient. Boala poate fi doar prevenită prin vaccinarea animalelor din fermă.